9 persoane din județul Dolj, 5 femei și 4 bărbați cu vârste cuprinse între 33 și 79 de ani au fost infectate în ultima săptămână cu virusul West Nile în urma înțepăturilor de țânțari. Pentru prevenirea îmbolnăvirii, Direcția de Sănătate Publică recomandă populației să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente de țânțari, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriilor, să îndepărteze recipientele de apă stătută. În cazul în care o persoană prezintă semnele de boală, febră, dureri de cap, astenie, vărsături, tulburări de memorie, dureri articulare sau musculare sau alte situații care survin în 3-7 zile de la o posibilă înțepătură de țânțar, aceasta trebuie să se prezinte de urgență la medic.